Medicii de la INML, specialiști, experți pe mai multe domenii, cu toții au dat explicații luni la sediul IGPR în dosarul de la Caracal. Ei au fost audiați în legătură cu modul în care au fost efectuate expertizele privind fragmentele osoase descoperite în butoiul din locuința lui Gheorghe Dincă și la Liziera la Pădurii. Este o procedură judiciară prevăzută de Codul de procedură penală. Este vorba de dosarul de bază în care s-au făcut expertize și în acest moment li se cer explicații tehnice privind expertizele. Nu este vorba de un dosar în care dumnealor ar fi anchetați. Acel dosar este la parchetul general, nu la DICOT. Gheorghe Dinca a recunoscut că a ucis-o pe Alexandra Măceșanu de 15 ani pe data de 25 iulie, când a surprins-o cu telefonul în mână după ce sunase la 112. Ulterior i-ar fi incinerat corpul într-un butoi din curtea casei sale. El a susținut că a ucis-o și pe Luiza Melencu, de 18 ani, dispărută în luna aprilie, iar resturile corpului le-ar fi aruncat la liziera unei păduri de lângă Caracal. În urma unei expertize ADN efectuate de INML, s-a stabilit că fragmentele osoase găsite în cenușa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dincă aparțin Alexandrei Măceșanu cu o probabilitate de 99,93%. INML a efectuat o altă expertiză a fragmentelor osoase descoperite lângă pădure, însă specialiștii nu au reușit să stabilească cui aparține ADN-ul. Din această cauză, DICOT a cerut ajutorul FBI.